În 3 ani, comercianții au donat puțin peste 2000 de tone din mâncare rămasă în restaurante, cantine sau magazine alimentare. Asta în condițiile în care în țara noastră se aruncă anual peste 2,5 milioane de tone de alimente. O lege nouă îi obligă pe cei implicați să ia măsuri pentru reducerea risipei alimentare. Deocamdată, legătura dintre comerciant și locul unde va ajunge mâncarea nu este pusă la punct. Am 5 familii de vizitat în seara asta, am fix 5 lădițe cu carne. În fiecare seară, la închiderea programului, voluntarii vin la restaurantele și magazinele cu care colaborează pentru a umple mașina cu alimentele rămase, care altfel ar ajunge la gunoi. Carne, ține pe asta. Mașina cu mâncare pleacă apoi spre familiile nevoiașe. Tot ce am strâns în seara asta, până mâine dimineață nu le mai avem. Dar noi nu ținem produse peste noapte. A fost așa bogată dubița în seara asta, de la plăcinte, ciorbică, tocăniță, carne, lapte. Ți-am adus aici ceva bun. Ia uite, da? Ești cu minte? Da. Sunt puține organizații care se ocupă de distribuirea produselor rămase peste zi în restaurante, dar și mai puțin comercianți care donează mâncarea. Toți vor fi obligați să ia cel puțin 2 dintre măsurile propuse pentru reducerea risipei, prin noua lege votată de Parlament. Astfel, comercianții trebuie să reducă prețul la raft pentru produsele care se apropie de data expirării, să le doneze unor familii sărmane sau adăposturi de animale, ori să le transforme în compost pentru a produce biomasă. În România nu există un sistem de centre de colectare pentru producerea biomasei din resturi alimentare. Există doar inițiative locale, cu capacitate redusă. Dar produsele alimentare sunt binevenite în adăposturile de animale arhipline din România, mai ales cele publice, care nu au niciodată suficientă mâncare. Este nevoie foarte mare în adăposturi de mâncare suplimentară. Conform legii în României, câinii din adăposturi trebuie să fie hrăniți o singură dată pe zi. Legea la fel obligă adăposturile să cumpere cea mai ieftină mâncare și, din păcate, câinii nu pot avea parte de tot ce au nevoie pentru a crește un pui de cățel, a se dezvolta sănătos. Trebuie să fim atenți, să ne gândim și la câini. Când primeam noi mâncare de la restaurante, aceasta era pusă în niște butoaie. De multe ori găseam și alte obiecte, scobitorile, de exemplu. În țara noastră se pierd anual 2,5 milioane de tone de mâncare.